dimineața, dragii mei copii și prieteni, din paradis! Am început cu apa, am testat și acum vă iau cu mine pentru că vreau să testez și GoPro, să văd dacă funcționează. Hai! Asta e cel mai mic GoPro, e unul mai vechi, dintr-o la Session. Nu știu dacă se aude, dacă se vede. Aici sunt două, trei pietricele. Pentru că n-am mai filmat până acum clipuri la mare, voi nu știți că eu nu prea știu să înot, așa că am amasit. Peste alta, baia a fost excelentă și recunosc că nu am filmat trezirea de dimineață pentru că eram foarte entuziasmată de plaja asta. Și acum ne-am făcut aici un birou unde stăm și mâncăm înghețată și ne bucurăm de vacanță în sfârșit. Mai dormi bine? Foarte bine. Ne întors? Ca un bebeluș. Asta facem deocamdată, o să pornim și la plimbare. Abia aștept să vă arăt un alta, dar așa am zis să încep clipul într-o atmosferă de vacanță. Vrei să vorbesc la vlog? Uitați bine? N-am inspirație. Nu? Nu trebuie să vorbesc nimic cu inspirație, pur și simplu. Așa, astăzi am mai învățat semnul filipinezilor și tailandezilor. Ăsta. Știi ce înseamnă? Ai zis deja, nici n-am apucat să zic fraza. Love, a little heart. Hai, vizionă, ne-a plăcut. Hai să începem totuși acest vlog, cât mai este lumina, este ora 2. Am stat toată ziua pe plajă, a venit și prietena noastră, Tai. Și mergem la masă până ne mai adunăm și o să fim și mai mulți, dar ne adunăm unul câte unul. Mergem să mâncăm pe aici pe plaja asta care se numește Pattaya. Și astăzi este foarte, foarte cald. Bate soarele rău. Mă distruge acest sunet de bărcuță. Nu mă lasă, nu mă lasă, nu mă lasă. Și încercăm să găsim o terasă frumoasă și să vedem ce mâncăm. Taia a făcut parte din echipa noastră de producție de aici din Thailanda. Și înțeles că ne-am împrietenit încet încet. E un pic timidă cu vlogul, dar o conving eu. Dragi mei dragi, uite că am ajuns pe cea mai importantă stradă a insulei. Se numește Walking Street. Și aici sunt toate țigăniile posibile și imposibile. Mărit un pic gașca și mergem la masă. Să începem cu ceva de mâncare, că azi nu prea am mâncat. Și este foame. Seara e foarte multă lume pe aici, acum e puțină, pentru că toată lumea e la plajă. Bineînțeles că intenționez să intru în toate cocioadele astea și să vedem ce și cum. Primul lucru l-am observat deja, prețuri nu sunt acușate ca să te păcălească. Și în funcție de cum arăți, să-și ceară mai mult sau mai puțin. 10 baht coconut. Uite ce drăguț, am ajuns aici la restaurant. Și asta este fraza mea de căpătâi. Asta se numește Elefant. Este aici undeva pe strada principală. Nu pot să vorbesc prea mult că e muzică. Acum o să alegem ceva de mâncare. Sunt perfect aur. I'm kidding. Welcome to the elephant. Oh, mango margarita.
Oh, this is a different kind of... Oh, this looks really good! Cam asta se mănâncă aici, hai că mi-aleg eu ceva imediat. Ideea e că stăm aici, diferența de cultură e destul de mare. Sunt și ei stresați cu noi la masă și noi cu ei la masă. Ne-am mixat așa un pic și așteptăm să vină mâncarea, să vă arăt. E puțin rușine să cum merg, pentru că ei chiar sunt prietenii noștri și ei nu... Ce să zic, nu știu, am lucrat, ne cunoaștem, dar tot ciudat este. Într-o zi o să mănânc și chestia de asta. Miroase genial pe aici pe stradă. Hai, o să vă prezint, stați un pic să mănânc și vă prezint strada imediat. So. I got something. This is a coconut smoothie. Awkward. It's milky. It's acru. E lapte de cocos, dar vă zic eu că e acru. E ca și mai bea limonadă cu un pic de gust de cocos, dar nu e gustul ăla tare așa pe care și noi, și cu lapte sau nu știu cu ce o fi făcut. Gustește o gură, te rog. Sour. It should be sour or not? No. No? It is. You wanna try? Please, like. Maybe I'm... No, Thai coconut meal, I guess. No, no, but it's sour, no? Yes. I want to see your face. You good? It should be like this or no? You don't know. So I think you asked milkshake and decided... No, it said coconut smoothie with fresh fruit or something. Fresh fruit? Yogurt. Yes. A venit. A venit treaba. What is this? Something spicy? Thank you. Oh, this is something. What is this? This I have to put in? Yeah, it's a fried noodle and noodle. Fried noodle. And, yeah. Tofu. Yeah. Not bad. Asta cred că e super de cari. Mamă, cât este de bun. Very good. Spicy, but very good. Tofu? No, este cari. Tofu. Tofu, e tofu. Și eu cum beau bere? Nu mai bei un pic. Stai un pic. Am un trepied foarte mișto, berea lui Pink. Yes? It's good? What do you think? If it's good for you, it's good for me. An egg? Mm-hmm. And... Tofu and fried noodle and... Noodle. The normal fried noodle, onion? Mm-hmm. Oh, asta de-abia aștept să mănânc. No, it's not. I love eggs. I bought the soup just for the eggs. Nu știu ce mai e pe aici. Oh, zarzavat. Noodles, more noodles. Noodles with zarzavat. I saw that. I have to eat it like this. I didn't know. It's easier. Yes. Like Italian pasta. Mm. Yes. Oh, okay. Very good. Una peste alta, am mâncat foarte bine aici, dar nu am putut să termin bolul ăla uriaș de supă. Mango shake. Mango shake. Do you have mango shake? I want. Smells so good. Dacă doriți să știți ce se găsește pe aici.
What is it? Roti. Huh? Roti. What's roti? Roti. What? It's a... like a pancake, the fry, the fry one, very crispy one. Ah, tembak coconut. Tembak coconut, that one? Ce, roti? Mm. Roti e ca un fel de clătită, dar mult mai subțire. Ai mâncat, ți-a avut la prânz, acolo. Ah. Have you for lunch? Yes, yes. Mă place și roti, o să cumpărăm. Mai ia 20, nu știu. Două bani, bani. Ce asta pentru mine? Nu vine. Not coming. Try harder. No? Delicious. Mi-am uitat papuci. Mă duc înapoi. Erau puși bine. Nu mai erau la locul lor. Da, se mai întâmplă. Mai ales că aici poți să mergi desculț pe oriunde. Nici nu-ți trebuie papuci. Și oricum, dacă vă gândiți vreodată să veniți în vacanță aici, să știți că vă trebuie o singură pereche de papuci pe care o să-i stricați oricum. Și pot fi aruncați, bineînțeles. Și niște costume de baie cu pareul ăsta de ajuns. Acum nu știu în ce direcție au luat-o copilașii mei. Îți zice că încoace. A, uite, ce nu v-am spus este că aici pe plaja asta, Pattaya se numește, dacă n-ați văzut clipul anterior, vrem să prindem și cel mai spectaculos apus. Apusurile în Asia sunt spectaculoase cum ar fi, mai ales dacă ești pe plaja unde se vede apusul. Și așteptăm. E cam ora 4, așa, pe la 6 se înfinecă. Asta, pândim. Uite aici, clipul local, zice cum s-au așezat. Se așează la umbra, aici stau. E un loc anume. Dar oare aici eu pot să nu? Cred că da. What? What is going on? Stăm aici? Nu stăm aici? Nu stăm aici? Uite, vrei la următoarea terasă sau? Dar ce e aici? Locul sub umbră? Ce n-ai da, aici? Da, trage numai la umbră ca să nu se prăjească. Ce va duce? Sunt multe părți aici, deci ei pe plaja cu părți nu prea înnoți. E mult combustibil în apă. What? Nic. Asta vrei să spui și tu? Da. Păi de la Ping, știu. Locul aici de dimineață, pentru că Pingul n-a vrut să zică pe video, este pentru divers, ca să se antreneze, să fie ce. Da, să se deschidă. Pe apă, la apă mică? Da. A, și poți și o să not acum la amiază? Ok. Așteptăm apusul, asta le-am spus. Așteptăm. O să fie mișto. Da, da, o să fie. Uite așa ne relaxăm aici. Avem și muzică. Am primit asta de la băieți de aici, de la locals. Îmi place așa să facem. We have music, dogs, everything. Hai, Pingu, să te vedem. Eu am încercat mai devreme, recunosc, și nu am reușit și nici măcar n-am mai filmat pentru că nu aveam ce să filmez. Să-l vedem și pe Pingu acum. S-a urcat. Look at the tree. Pare foarte ușor, dar nu este. Da, da.
lumea, că se urcă mai încoace. Nu. A ținut-o el să nu se bălângăne. Asta zic. I'm not moving it. Really, I'm not moving it. When I push, he moves faster. No, but you can try this. Like this. Da, pe burtă. Pe burtă. Pune-te pe burtă. Pe burtă. Nu, pune-te pe burtă. Pe burtă? Da. Like this. Now swim. Dragi, în așteptarea apusului m-am și schimbat și ne bucurăm de atmosfera deosebită de aici, de pe plaja Pattaya. Este foarte multă muzică și tot am încercat să găsesc un loc ușor mai liniștit. O să vă mulțumesc foarte frumos că v-ați uitat la clip și nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like dacă v-a plăcut și următorul clip vine mâine, să vedem ce mai facem și mâine. Ce bine e în vacanță! Hai, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare! Pa, pa!